Ne-am întors, suntem în partea a doua emisiune Agricultura, o șansă pentru România. Ne vedem ca de obicei pe trei posturi, pe Agro TV, Look Plus și Profit TV. Păstrăm invitatul, tot ca de obicei, cum în prima parte e același invitat ca și într-a doua, Valentin Popa, fermier din Sohatul de Călăraș, 150 de hectare și vreo 14 ani de experiență sau mai mult. Nu, cam așa, 14 ani de experiență. 14 ani de experiență. În 14 ani de experiență, domnule Valentin Popa, nu v-a bătut niciodată gândul să renunțați? Nu, chiar niciodată. Din contră, am avut ani care poate n-am avut producții pe cât credeam eu că va fi de mari, dar am ieșit acolo puțin cu plus și am zis, haide că la anul poate e mult mai bine. Și nu ați crezut că, eventual, în anii în care a mers prost, că într-un alt domeniu ați fi avut mai mult succes financiar? Da, e adevărat că în alt domeniu era ceea ce știam eu să fac, ceea ce făceam eu până să mă apuc de agricultură, era construcțiile, în care acolo nu investeam nimic decât scoteam. Dar având în vedere că forța de muncă e praf, și toți deja începuse să fugă pe afară, să plece și era cam greu cu forța de muncă și mai era o problemă, nu găseai meseriași. Și acolo era o mare problemă la meseriași. Și atunci, ușor, ușor, treptat a trebuit să renunț. Construiți acum? Ați mai construit? Nu, nu poate aș mai construi, dar n-ai cu cine. Pentru că nu găsești forță de muncă în care să-ți întemezi o echipă, să faci, nu știu, o echipă de 5-6 oameni serioși, să faci treabă. Exact ca în agricultură. Exact. Nu găsești atâta forță de muncă cât ar fi necesară în condițiile în care, domnule Popa, agricultura nu mai presupune un milion de brațe să muncească. S-a mai tehnologizat, s-a modernizat. Da? Categoric. Vă întrebam, spuneam de faptul că aveți doi băieți să vă trăiască, care sunt pe lângă dumneavoastră. Cum vă descurcați din acest punct de vedere? Că nu cred că în comuna Sohatul au rămas chiar toți cei care locuiau acum 10 ani acolo. Puneți că au mai și plecat. Cu siguranță. Că cred că undeva de 25% sunt case părăsite. Nu s-au mai întors, s-au plecat, stăm foarte libere? Aproape. Asta vreți să-mi spuneți acum? Sunt libere. Vă dați seama că sunt părăsite, poate nu mai vin cu anii la ele. Păcat. Unii dintre ei. Se distruge valoarea spirituală a satului. Da, da. Și vedeți că tineretul nu mai stau. Stăm și foarte aproape de capitală, la 35 de kilometri. Poate și ăsta a fost un avantaj pentru foarte mulți tineri ca să își ia drumul către București. Aici a găsit un loc de muncă mai bun. Poate a făcut și niște studii mai avansate și așa găsit un aici se dă ora exactă, aici se câștigă banul, da, exact, mai ușor. Capitală. Normal. Bun, și cum vă descurcați? Nu aveți oameni angajați? Aveți prieteni, familie? Cum lucrați pământul? Că 150 de hectare, aparent, o să spui, domnule, nu e foarte mult, sunt 75 de terenuri de fotbal. Să fiu sincer, aș putea să lucrez 300, nu 150. 300 de hectare la ora asta. Pentru că eu de forță de muncă nu prea am, că eu totul fac numai mecanic. Dar nu iau pe unul să semene. Noi semănăm. Eu cu băieți. Deci, când tehnologizarea exact, da, v-a scutit de această problemă. Asta de la încărcat până la semănat și așa mai departe. Adică totul e mecanizat. Domnule Valentin Popa, îmi spuneți că lucrați aproximativ 150 de hectare, că ați putea lucra 300. De ce nu lucrați 300? E simplu. Pentru că... Vă simțiți încurajat să vă dezvoltați? Da, da. Nu pot să mai arendez teren, pentru că au ajuns foarte suprafețele foarte mari la anumiți fermieri în care dețin 3.000, 4.000 și aici e o lege, nu spun numai eu din punctul meu de vedere, cam toți fermierii care lucrează, că sunt fermieri care lucrează 30-50 de hectare și ar dori și ei să lucreze 100, 150, 200 de hectare. Nu mai e pământ, asta îmi spuneți. Pământ este, că nu l-a luat nimeni de acolo. Nu mai e disponibil. Nu mai, da, arendat și dacă vine către tine, are, nu știu, are el așa o suspiciune, zice, domnule, m-am învățat cu domnul Cătălin.
mă duc acolo, cu domnul Ion. Și oricum, dacă ar veni la tine, vrea mai mult decât a avut înainte, nu? Categoric așa i-am cam luat pe toți. E normal că le-am dat arenda mai mare față de ce aveai înainte la acel arendaș. Domnule Popa, cunoscând zona în care lucrați dumneavoastră, cunoscând județul Călăraș, vecinătățile Giurgiu, Ialomița, cam știu că sunt fermieri mari. Pe unul, mare om politic de altfel în Călăraș, îl știu de acum câțiva ani, când lucra atunci, acum vreo 10 ani, 4500 de hectare. Da? Fost primar, nu dăm nume. Da. Nu vă e teamă să vă jucați așa între ăștia mari, că v-ar înghiți, acum vreți să faceți și asociație? Să fiu sincer, eu până la ora asta, toți care au vrut și au decis să-l vândă, l-am cumpărat. Deja am făcut 42 proprietate. Gândul meu este mai bine să-l cumpăr și dacă le iau cu un credit, dar sunt sigur că ăla nu mai va pleca de la mine, terenul ăla. Creditul se duce, pământul rămâne. Exact, da? Exact, da. Parendaș nu prea ai bază de la un an la altul. Poate să plece și tu la rândul tău poți să iei în altă parte. Dar nu sunt contractele astea de arendă pe 5 ani stabile, sigure, nu vă protejează și pe cei care dau pământul și pe cei care le au să lucreze? Așa ar trebui să fie corect pentru toți. Haide să fim serioși. Nu foarte mulți, pentru că nu au contracte de arendă, nu sunt înregistrate în primărie, foarte mulți nu au succesiunile dezbătute. Dacă aude de o succesiune să plătească 3.000, 4.000 de luni, să o dezbată și zice să stai acolo până îi dezbate eu, și atunci el are portița asta încât poate să plece. Nu e înregistrat în primărie. Adică care nu e legal. Înregistrate... Asta am spus. Exact, da. Și are el o portiță în care poate să o deschidă și să plece. De la un an la altul. Foarte mulți care au decis, exact ce spuneam și mai devreme, care nu au dezbătut succesiunea, am ajuns cu ei la un consens și l-am cumpărat și... Am înțeles. Și ați făcut 42 de hectare exact, propriu. Da. Domnule Valentin Popa, fermierii, oricât de bine intenționați sunt, oricât de bine pregătiți sunt, stau într-un fel la cheremul politicienilor, nu în sensul rău, pentru că politicienii sunt cei care fac legile în țara asta, după care se mișcă și simplul fermier și forma asociativă și cooperativă și tot ce vreți dumneavoastră. De ce fermierii români nu sunt o singură voce în sensul bun al cuvântului? Nu pledez pentru o organizație mamut la nivel național, că nu e frontul democrației și unității socialiste cum era odată, da, să spunem. Sunt multe, dar uneori ai senzația că e așa un cor în care fiecare cântă altceva. De ce nu au fermieri o voce? Pentru că o platformă unică de acțiune a fermierilor, că sunt 1000 de sindicate, de organizații, de legi, nu mă interesează. Dar nu văd o acțiune concretă împreună. De ce, domnule Valentin? Știți de ce? Pentru că noi suntem o țară de trădători. Și sunt foarte sincer când vorbesc. Uitați, de exemplu, vă dau acum cazul cu seceta. Nu am fost decât câțiva fermieri care am zis, suntem înghesuiți, nu avem ce să facem. Cerem ajutor, că dacă nu eram în perioada asta cu seceta, nu era cazul ăsta, nu veneam noi să cerem calamitate, bani pentru calamitate de la stat. Și foarte mulți stau bine, mersi, poate nici nu-i interesează acești bani. Și atunci nu deranjează sus. Deci teama de a deranja pe cineva te face să stai liniștit, exact, da. Să pierzi eventual. Exact. Și acum, haideți să fim serioși, foarte mulți din fermierii mari au terenuri de la stat și au pe o arendă, nu zic că toți, dar o parte din ei... Nu, haideți, contractele o arendă de arendă foarte de mică, la ADS de la sunt ADS, foarte mici față de ce se dă în piață. Și atunci nu se mai pune, eu nu pot să mai mă pun cu ăla deja care eu îi dau 1300-1500 de chile la hectar și ăla poate fermierul respectiv, care fiind el și mare, păi, acolo are 3400-500 de hectare, acolo e 400-500, exact cum a ieșit și domnul ministru și a și relatat că... terenul de la ADS este... Bun, trebuie reevaluate contractele, din păcate... O arendă foarte mică și atunci mă întreb de ce nu dau la cei tineri care, nu știu, lucrează 100 de hectare, 50 de hectare, să-i mai ajute și pe ei, să ia de la cei mari, să le mai dea și lor. Vedeți, am să ajuns fie la... o
Și de asta cei mari nici nu vor să deranjeze. Am ajuns la următorul subiect al discuției. Recentă declarație ale celor din Ministerul Agriculturii, ale ministrului Adrian Oros, ale secretarului de stat Emil Dumitru, au anunțat lansarea unei submăsuri foarte așteptate, mai ales de tineri, instalarea tânărului fermier, parcă submăsura 6.1, dacă stau și mă gândesc bine, cu până la 50.000 de euro, încă mai e 50.000 de euro din partea fondurilor europene, însoțit complementar de acordarea de pământ din terenurile până la 50 de hectare de la ADS. V-ați gândit, de exemplu, și copiii dumneavoastră, cei doi, știți, ar putea da, să încerce? E normal că am un plan. Cel mare termină deja de Bacu anul ăsta și după am un plan să fac acest proiect. E o măsură gândită bine, decât că acum nu știu dacă chiar toți poate să și acceseze acel proiect. Poate o parte din ei îl accesează. Acolo este puțin care ne dumerit din punctul meu de vedere. Spun că pentru copilul meu e o măsură bună, dar nu știu alți copii care, știți, când aude de fonduri europene, spune, da, dar e greu de accesat, voi putea să-l accesez. Noi putea să-l accesez. Aici, știți, acolo e nevoie de seriozitate maximă. Exact, exact. Că Uniunea Europeană nu e așa o pușculiță din care dă la toată lumea. Bagă-și mâna și scoți banii. Logic e să vezi și un ce profit, nu? Și la urma urmei, fondurile acestea nu sunt ajutoare sociale, sunt investiții. Investiții, da, pe viitor, normal că ți-l dă pe perioadă de ani, 5-7 ani. 5 ani, ești, da, sub 5 monitorizare. 5 ani și 2, da, ani, îmi pare că mai ești iarăși sub post-monitorizare. Da. Da, perfect. Dar banii ăștia trebuie investiți, trebuie să producă. Deci unul din băieții dumneavoastră care anul acesta își dă bacalaureatul, e greu, dar o să-l ia. Acuși, că începe. Vom vedea, da. Nu peste mult timp. Începe cam o dată cu plata despăgubirilor de la secetă, după cum anunță tot oficiale. Aveți încredere în astfel de proiecte? Uite, vine noua politică agricolă europeană. Acolo, teoretic, va fi și mai bine. Instalarea tânărului fermier, 100.000 de euro, da? Eu zic să mai așteptați puțin. Sau poate pe al doilea băiat. Dar vor fi restricții foarte multe, să știți, din punct de vedere al măsurilor de mediu și climă. Și o știți că... Știți unde n-a fost gândit acel cu instalarea tinerilor fermieri, din punctul meu de vedere? Pentru că foarte mulți tineri fermieri au pus, nu știu, un hectar jumate, două hectare de pepeni, de dovleci, de dovlecei, de roșii. Nu știu dacă... Nu i-a învățat nimeni cum merge piața. Nu i-a învățat nimeni cum merge piața. Nu știu cât a fost rentabil acea piață. Nu știu, eu cred că era gândită... Adică planul de afaceri inițial n-a fost potrivit la condițiile, exact, din piață, asta îmi spuneți. Exact, exact. S-au repezit, da, tot să pună dovleci de aia plăcintar, de exemplu, exact, da? Exact, exact. Și s-a invadat piața și nu i-a mai luat nimeni. Exact, da. Știu, am înțeles. Tineri fermieri, da, care asta au avut probleme. Domnule Valentin Popa, o strategie pe care să o aplice autoritățile la nivel județean, local, național, da? Să nu se repeadă o țară întreagă, de exemplu, de tineri fermieri, câți or fi, să pună toți roșii. Sigur, o să le mâncăm, dar s-ar putea să rămână prea multe de calitate excelente pentru industrializare. Cineva trebuie să-l îndrume pe om, dar nu? Asta spuneți. Către o aici e nevoie, aici exact, e nevoie. Da, da. Adică care să, nu știu, să ai un contract cu un depozit, cu o fabrică care comercializează. Perfect, perfect. Noi spunem la ASDA depozitare și procesare. Nu exact e suficient să faci producție primară. La dumneavoastră cu cerealele poate e un pic mai simplu, dar să nu uităm că tot în apropiere de dumneavoastră sunt comune pe legumicultură. Asociația care vreți să o faceți se va ocupa de legumicultură, dar și va prinde și zootehnie, da? Ceea ce înseamnă că poate și unul din vârful muntelui nu va mai plânge 3 zile să vină cisterna să ia laptele. Depozitare, da? Vedeți dumneavoastră, de asta e bune asociațiile, pentru că când faci contract cu Temir ce firmă care colectează laptele, când ne-am dat de zootehnie, atunci îi spui, nu-ți mai dau 1000 de litri, îți dau 10.000 de litri pe lună. De ce? Pentru, uite, în zona respectivă avem atâția fermieri și faci contract cu ei. E altceva când spui o cantitate mult mai mare. Poate și obții și un alt preț mai bun și ai și unde să-l dai. Altfel, dacă te duci tu, că zici, domnule, îți dau 100 de litri pe
zi sau 50 de litri pe zi. Spune, nu știu, lasă, mai vedem. Că s-ar putea să nu merită transportul. S-ar putea să nu merită transportul, exact, da. Atunci el, fabrica respectivă, e normal să facă contract cu un fermier mult mai mare care are 100 de capete, 200, 300 de capete. Sau cu asociații care garantează cantități, exact, da, constante și mari. Da. Bun, procesare, domnule Valentin Popa, pentru că nu e suficient să producem. Foarte bine, suntem pe primul loc la Europa, în Europa la porumb, la floarea soarelui, locul 4 la grâu, pe ultimele locuri la carne de porc și mai nu știu ce. În fine, deci nu e suficient să producem. Atâta vreme cât aveți grâu. Nu mi-a spus, anul ăsta nu o să fie foarte bun, dar în general grâu merge în România. Da, 6 tone, 6 tone, 600 ca anul trecut. Așa, și magazinele noastre sunt pline de aluat congelat, adus din alte țări. De pâine proaspăt coaptă din produse congelate, că scrie acolo, da? Vedeți, dumneavoastră, aici greșim noi. Pentru că... Dom'le, chiar așa o știință atomică să procesezi... Eu cred că consumatorul, nu că cred, așa și este. Consumatorul, dacă ar vede... nu știu, o fabrică de pâine și vede exact cam cum se procesează și tot ce înseamnă în acea fabrică, vă spun că deja prinde încredere și atunci chiar dacă ai un preț mult mai măricel, dar și el este sigur că mănâncă ceva sănătos și tu e sigur că ai profitul finit. Adică nu mai te chinui să-i dai grâu pe un preț de nimic, de rizoriu, și atunci îl duci în profit finit. Exact cum este și la legumicultură. Vreți într-o asociație, poți să faci un proiect pe o asociație în care poți să faci depozit, poți să faci o fabricuță și mult mai multe. Adică încât să dai direct profitul finit. Și atunci poți să faci contract cu diferite supermarketuri, exact ce și vorbeam mai devreme, în care să dai profitul finit. După ce o să vă iasă asociația asta a micilor și mijlociilor fermieri, pe care o vedeți extinsă la nivel național și care, credeți-mă, acum o văd așa, dar nu vă supărați, ca un ghiveci în care pui de toate, da? E normal. Și, mă rog, și zootehnie și legumicultură și cereale și toate. Foarte bine să vă iasă. Cum o să-i sprijiniți pe cei din asociație, pentru că vă asumați multă muncă, să-și vândă mai bine produsele, să fie cu adevărat respectați. Nu mă înțelegeți greșit. Știți mai bine ca mine ce înseamnă cuvântul țăran, în sensul bun al cuvântului, da? Ce înseamnă o gospodărie țărănească, o fermă, chiar de subzistență, da? Știți? Ei, la oraș, când îți spune unul că ești țăran, e clar că te-a luat în balon. Cum rădă? Da, dar nu, eu unul nu mă deranjează. Nu, dar e vorba de respectul pe care trebuie să-l arătăm toți țăranului, fermierului. Da, cum facem asta? Țăranul, eu cred că e mult mai serios și mult mai de cuvânt. Eu așa îl văd, adică sunt oameni cu frica de Dumnezeu, într-un cuvânt. Să sperăm că va fi bine. Domnule Valentin Popa, satul românesc, locuiți la țară, nu v-a atras Bucureștiul atât de mult, deși sunt numai 35 de kilometri, să vă stabiliți aici. Poate că la un moment dat copiii s-au gândit că le-ar fi mai bine pe asfalt decât pe ogor. Da, mă rog, i-ați ținut lângă dumneavoastră. Cum vedeți satul românesc peste câțiva ani? Pentru că au plecat o parte din cei care puteau să muncească la țară, în agricultură, în săpat fântân, nu știu, deci nu prea mai sunt brațe de muncă. Dezvoltarea rurală nu s-a făcut așa cum trebuie. Încă sunt o groază de comune în România fără rețele de apă, fără drumuri asfaltate. Cu siguranță. Cu gaz de gaz metan, nici nu mai spune. Păi, asta spun. Da? Cum vedeți satul românesc peste câțiva ani, în condițiile în care învățământul, ce o spun eu, mi-asum asta, nu mai e ce era odată, da. Satul se baza pe câțiva piloni. Știți de ce? Biserica, școala... Pentru că, vedeți, sunt localități în România în cât au fost primari gospodari, au știut să-și atragă tinerii, chiar dacă au fost plecați, să-i atragă din nou la țară, au venit cu infrastructură, au adus investitori în localitate, aici pleacă de la mentalitate, de la ceea ce vrei să faci. Dar în momentul când el a pus mâna pe primărie, un anumit primar, se gândește numai pentru el și familia lui, și nu-l interesează că Valentin, Ion sau Vasile
merge cu cizmele în picioare sau că are șoseaua, dar abia a pietruit-o și zice, lasă-mă măcar să fie mulțumit că i-am băgat 10 mașini de piatră pe ea. De-aia acolo e de suferit, dar eu am încredere că, nu știu, poate în viitor va deveni primari cu altă mentalitate la nivel de țară și va ști să sprijine țăranul și să nu mai plece de la... Domnule Valentin Popa, sunteți un idealist, dar vă respect opțiunile și dorințele ca să existe doar primari care gândesc pentru comunitatea respectivă, pentru că și țăranul și orășanul au, conform Constituției, exact aceleași drepturi și obligații. Cu siguranță. Adică, dacă eu m-am născut pe asfalt și merg pe asfalt, în ziua de azi și cel care locuiește la țară are drept la asfalt și nu trebuie să înnoate în glod și bâl până la brâu. Da, să fim serioși. Și tinerii de la țară au dreptul la distracție după muncă, au dreptul la aceleași facilități ca toți ceilalți. Normal. Ultimele aproximativ 5 minute din această emisiune, domnule Valentin Popa, v-am întrebat de ce nu vă lăsați, mi-ați explicat, copiii dumneavoastră pe care îi țineți pe băieți alături și puneți să muncească, nu e rău, nu spun în sensul rău lucrul ăsta, munceți de plăcere, o să-mi spuneți, știu, pentru că le place. Exact. Dar aveți nevoie de ei. Intenționați să-i păstrați sau să le faceți vânt de la țară, mă înțelegeți, dacă să nu le fie greu? Intenția mea este să rămână lângă mine, să pot să continui ceea ce am început eu. Vă bazați pe ei, nu? Asta cu siguranță. Și la un nivel mult mai mare față de ce sunt la ora asta. Și asta le explic zilnic. Învață tot ce înseamnă agricultură în teren. Știe exact de la arat, semănat și fertilizat și așa mai departe, cam tot ce trebuie făcut acelui teren. Și atunci, vă dați seama, ei s-au obișnuit. Poate că o parte, așa vedeam și când mă duceam cu la acele evenimente cu liceele agricole. O parte din vină o au și părinții, în alt nivel de țară. Pentru că îi îndrumă către alt sector, chiar dacă lui îi place sectorul ăla agricol, îi spune, băi, exact, venim la cuvântul la mentalitatea domn, veche. Să nu? Fie domn, da, să stea la birou cu calculatorul în față. Nu la coada vacii, exact, cum se spune. Exact, vedeți, am fost acum, în perioada asta cu pandemia, cred că le-a stat mai bine la cei de la țară decât la cei de la oraș. Și atunci Domnule foarte Popa, mulți, de mâncat mulți o să îmi dau un mesaj pe telefon și poi mâine. Și, da, și eram la semănat sau, mă rog, ce făceam în câmp și zicea, băi, ce bine e de tine, faci, eu stau în apartament, am înnebunit. Vedeți? Atunci e altă libertate. După program, exact tocmai ce și vorbeam mai devreme, poți să pleci, să te distrezi, poți să pleci, nu știu, la un munte, la o mare, poți să pleci afară o săptămână într-o vacanță dacă vrei, adică să te relaxezi, că în agricultură nu trebuie să lucrezi non-stop, ai și perioade în care stai. Am înțeles. Un minut, domnule Valentin Popa, ultima întrebare, scurt, vă rog răspunsul. E agricultura o șansă pentru România? Da, este. De ce credeți că vin străinii la noi să lucreze? Dacă nu era o șansă pentru România. Eu credeam că de plăcere. Nu, de plăcere nu face nimeni, să știți dumneavoastră. O facem noi la început sau cu anumite hectare când te apuci. Zici, o fac de plăcere, dar după aceea este profitabilă. Și atunci de-aia vin străinii și spun cea mai bună țară care se poate face agricultura este România. Mulțumesc, Valentin Popa, fermier din Sohatul de Călăraș, doi băieți care îl urmează. A fost emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. Vă mulțumesc, domnule Valentin Popa. Ne vedem din nou mâine seara. O seară bună tuturor!